Suntem încă în capitolul 17, într-un moment în care Domnul conduce pe poporul Israel în pustie și se oprește într-un loc în care nu se găsește apă. Cu siguranță, izraeliții și-au terminat toate proviziile de apă. Nu avea nicio sursă de unde să le completeze și gândindu-se la viitorul sumbru al chinului pe care setea îl poate produce, gândindu-se cu siguranță și la copiilor, la animalele lor, teama și îngrijorarea i-au făcut să îl certe din nou pe Moise, să murmure împotriva lui, în realitate împotriva lui Dumnezeu. Moise nu le răspunde așa cum ar trebui și din nefericire așa cum facem noi. Și Moise spune situația prin care trece la momentul acela, îi spune lui Dumnezeu. Întrebarea lui Moise nu este de ce Doamne mă ceartă, ce au cu mine. Întrebarea lui Moise către Dumnezeu este ce fac cu poporul acesta. Pentru că el observă că tulburarea este din ce mai profundă. Domnul privește tot ceea ce se întâmplă, ascultă toate cuvintele, toate murmurele și cu siguranță privește și atitudinea lui Moise. Între Moise și popor există o diferență de manifestare. Și pentru că lui Dumnezeu îi place colaborarea cu copiii săi, versetul 6, l-am discutat data trecută, prezintă cuvintele lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la plângerea lui Moise, dar și la plângerea și la nevoile poporului. Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Tu vei lovi stânca și va țâșni apă din ea, iar poporul va bea. Iată, de fapt, trei elemente care conlucrează. Dumnezeu mai întâi, El va sta înainte, Dumnezeu trebuie să fie înaintea noastră în orice acțiune am avea, în orice situație ne-am găsit. Dumnezeu trebuie să fie primul. Eu voi sta înaintea ta, pe stâncă, tu vei lovi locul în care eu sunt și rezultatul este satisfacția totală a poporului și împlinirea nevoii lui. Moise a făcut așa. Dar Moise nu a rămas doar la exprimarea aceasta și la acțiunea pe care Dumnezeu i-o poruncise. Suntem acum la versetul 7. El a numit locul acela Masa și Meriba. În limba ebraică, aceste cuvinte înseamnă ispită și ceartă. Și el explică din ce cauză a numit locul acela în două feluri. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Dacă privim doar versetul acesta, vom găsi o mulțime de idei. Pentru că, observați, întotdeauna ispita are consecințe. Dacă veți vedea doi oameni care se ceartă, trebuie să știți că sunt ispitiți. Ispita ascultată declanșează ceartă, supărare, luptă, răzbunare, neascultare de Dumnezeu. Întotdeauna ispita sugerează și provoacă o dezbinare între două entități, între două persoane. Atunci când oamenii se ceartă, îl ispitesc și pe Dumnezeu. Sigur că cearta în sine este ascultarea de ispită, dar nu se limitează doar la disensiunea dintre oameni, la supărarea dintre oameni,
ceartă este doar vizibil neplăcerea și neînțelegerea dintre două sau mai multe persoane. În realitate, orice atitudine ar avea cineva față de aproapele său, în mod garantat este implicat și Dumnezeu. Domnul Iisus spune în Noul Testament, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, sau ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Deși Domnul vorbește despre aproapele nostru. Ați făcut celui mai însemnat dintre frații voștri, mie mi-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că noi considerăm că Dumnezeu nu are nicio implicație atunci când ne certăm cu cineva. Din contră, dacă mergem pe cuvintele acestea ale Domnului Iisus, implicarea Lui este profundă și permanentă. Pentru că ceea ce se vede la exterior prin atitudinea noastră față de oameni este în realitate nevăzut decât de către Dumnezeu, atitudinea față de Dumnezeu. Cum ne purtăm cu oamenii, în realitate așa ne purtăm și cu Dumnezeu. Pare ciudat. Dar acesta este un adevăr groaznic. Pentru că Domnul spune, dacă celui pe care îl vezi nu îi răspunzi corespunzător, nu îl iubești, cum ai putea să te porți cu Dumnezeul pe care nu-l vezi, pe care nu-l cunoști? De multe ori Dumnezeu ne testează relația cu El prin atitudinea pe care o avem față de oameni. Revenim la momentul în care Moise numește locul acela Masa și Meriba. Necredința manifestată în locul acesta, prin aceste nume, avea să amintească mult timp lui Israel despre lecția pe care Dumnezeu a lăsat-o ca ei să o învețe cu ocazia aceasta. Locul acestei stânci nu este cunoscut. Având în vedere faptul că era la Horeb, se pare să fi fost aproape stânca aceasta, atât de Refidim, locul în care au tăbărit ei, cât și de Sinai, locul unde o să vedem că se va da legea. De ce a condus Dumnezeu pe Israel într-un alt loc fără apă? El mai condusese într-un loc cu apă amară. Mai fusese cândva în locuri care nu aveau apă. De ce și de data aceasta? Cu siguranță din același motiv din care El ne aduce în locuri de nevoie, în așa fel încât să ne determine să-L chemăm, recunoscându-ne slăbiciunea și așteptând intervenția Lui, pentru că în felul acesta să fie proslăvit atunci când ne va împlini nevoia, când ne va elibera, când ne va ajuta, când ne va da împlinirea dorințelor. Cât de frumos spune Psalmul 50 cu versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. E bine să nu uităm că ori de câte ori ne găsim într-un loc plin de necazuri, înainte de a face orice altceva, înainte de a găsi motive pentru care noi ne găsim în situația aceea, învinuind pe unul sau pe altul, este bine să-L chemăm pe Domnul. Dacă am murmurat până acum, trebuie să știm că murmurul împotriva lui Dumnezeu, adică nemulțumirea de starea în care ne găsim, provine dintr-o inimă rea și necredincioasă. Necredința îl testează pe Domnul. În ciuda multor îndurări ale lui Dumnezeu, necredința îl supără cel mai tare pe Dumnezeu. Și necredința are întrebarea aceasta groaznică.
Este Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Așa au întrebat evreii, deși dacă ar fi privit în sus, vedeau norul care îi umbrea. Dimineața s-au trezit și au adunat mană. Au mâncat din ea toată ziua. Desigur că noi nu întrebăm dacă Domnul este în mijlocul nostru sau nu. Noi putem să întrebăm dacă Domnul este cu noi sau dacă Domnul nu este cu noi. Necredința prin care noi ne manifestăm are întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu este cu adevărat cu mine și aici, dacă îi pasă de mine, cum poate El să lase să se întâmple acest lucru cu viața mea? Necredința se îndoiește de suveranitatea lui Dumnezeu. Se îndoiește de puterea Lui de înțelepciune și de iubirea Lui. De fapt, necredința îl îndepărtează pe Dumnezeu din locul său de drept judecător și îl pune sub judecată. Când pun întrebarea aceasta, de fapt, eu îl judec, punând la îndoială modul lui de a se comporta cu mine. Poate că este ciudat, dar uneori mândria te face să crezi că știi mai bine decât Dumnezeu ce ar fi mai bine pentru tine. Nu este acesta motivul pentru care alegi propria decizie, pierzând din vedere faptul că Dumnezeu îți spune altfel? Masa și Meriba sunt două nume, ceea ce, dintr-un anumit punct de vedere, este un lucru foarte neobișnuit. De ce a folosit Moise două nume? Putem să ne gândim la faptul că Moise deja începe să recunoască adâncimea răzvrătirii națiunii lui Israel. Locul trebuia să fie cu dublă semnificație a păcatului împotriva lui Jehova. În instrucțiunile sale finale, înainte de a intra în țara făgăduită, Moise a avertizat adunarea să nu puneți la încercare pe Domnul Dumnezeul vostru așa cum l-ați încercat la masa, referindu-se la locul acesta în Deuteronom. Întotdeauna în Sfânta Scriptură numele vorbesc despre fapte. Dacă faptele sunt păcătoase și răzvrătiri, ele sunt corespunzătoare. În Vechiul Testament, numele erau foarte importante și, fără îndoială, Moise dorea ca oamenii să audă aceste nume, să li se amintească de inimile lor rebele, în cele din urmă cu speranța că astfel de acțiuni necredincioase vor fi evitate în viitor. Din păcate, Israelul nu s-a descurcat bine în a-și aminti de ceea ce s-a întâmplat aici și probabil că nici nu doreau să repete cuvintele acestea, masa și Meriba. Se pare că evreii nu înțeleseseră că Dumnezeu își pune la încercare poporul în experiențele de zi cu zi ale vieții. Ei credeau că este pur și simplu întâmplare sau, și mai grav, pur și simplu o greșeală din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu însă poate să folosească întâmplările dificile ale vieții pentru a ne întări credința și a ne maturiza caracterul. Dar credința lui Israel în Dumnezeu a fost foarte slabă, pentru că ei credeau, chiar credeau, că Dumnezeul lor i-a condus într-un loc rău, pentru că lui nu-i pasă de ei. Se pare că aveau inimi dure, care nu spuneau Domnului lucrurile acestea pe care le gândeau. Nu se rugau, însă se răzvrăteau împotriva voinței lui. Deseori Israelul nu căuta să cunoască natura sa sau caracterul lui Dumnezeu. Ei doreau doar să-i pună caracterul la încercare. Destul de grav. Marele predicator baptist Spurgeon spunea: Dumnezeu a auzit strigătele poporului său în Egipt și la Marea Roșie. Aceasta ar fi trebuit să-i lege de el. Deoarece Dumnezeu nu ne părăsește nevoile noastre
Nu ar trebui să-L părăsim nici noi niciodată. Când inimile noastre se rătăcesc de la Dumnezeu, rugăciunile noastre la care am primit răspuns strigă asupra noastră. Ți-am răspuns în locul ascuns al tunetului, spunea Dumnezeu. Din nor, Domnul a trimis furtuna asupra dușmanilor aleșilor săi. Acel nor era pavilionul lui secret. În el și-a trânat armele de război, sulițele lui de fulger, trâmbița lui de tunet. A ieșit din acel pavilion și a răsturnat dușmanul pentru ca aleșii lui să fie în siguranță. Aduceți aminte descrierea pe care Sfânta Scriptură o face când egiptenii au intrat în mare după izraeliți. Atunci Dumnezeu și-a manifestat aceste lucruri, tunete, zgomote, furtună, în așa fel încât caii egiptenilor s-au speriat. Dumnezeu spune, te-am încercat la apele Meribă. Ei îl verificaseră și de data aceasta îl găsiseră din nou credincios. Și pentru că Dumnezeu le-a dovedit loialitatea. Dumnezeul care a fost adorat într-o zi pentru bunătatea Lui a fost insultat în ziua următoare, atunci când oamenii au simțit pentru o clipă durerile de foame și de sete. Povestea lui Israel este propria noastră istorie, dar într-o altă formă. Mare este păcatul nostru. În același timp, mare este mila Dumnezeului nostru. Dacă vrei să cunoști pe Dumnezeu, mai întâi învață să te temi. Marea și cerul îl ascultă, zicea Spurgeon. Necredința este păcatul cu care ne confruntăm zilnic. Aceasta nu este o fără de lege ușoară și poartă cu ea pedeapsa. Necredința înseamnă să nu crezi că Dumnezeu care te-a ajutat până acum te mai poate ajuta. Să nu mai crezi că Dumnezeu a fost Cel care te-a salvat de atâtea ori. Și să nu recunoști că El a fost prezent în viața ta. Aceasta este necredință. Noi nu ne putem înmuia inimile văzând unele situații și așteptându-L pe Dumnezeu în tăcere. Dar putem să ne întărim inimile, să le împietrim. Și consecințele vor fi fatale. În măsura în care au putut face acest lucru, evreii l-au ispitit pe Dumnezeu să-și schimbe calea obișnuită. Dar Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și nu va face niciodată așa cum sunt cererile noastre greșite. Calea lui Dumnezeu este desăvârșită. Atunci când vrem să o schimbe pentru a ne plăcea nouă, noi suntem vinovați să-L ispitim. Chiar dacă facem acest lucru în zadar, deși Dumnezeu își mărește sfințenia, nu ne scuză niciun caz vinovăția. Suntem în cel mai mare pericol al acestui păcat, mai ales în vremea de nevoie. Pentru că atunci suntem predispuși la necredință. Niciodată o situație dificilă din viața noastră nu este lipsită de prezența lui Satana. Din cauza aceasta, atunci când traversăm anumite situații dificile, avem nevoie de ceva, nu ne descurcăm în anumite situații, suferim, trebuie să știm că în jur este Satana care ne influențează să ne manifestăm nemulțumirea noastră mai întâi, poate oamenilor, dar în realitate ajungem la necredință față de Dumnezeu. A nu accepta voia lui Dumnezeu înseamnă practic să-L ispitim, să-și modifice planurile pentru a se potrivi cu opiniile noastre imperfecte. Și noi avem o înțelegere greșită cu privire la modul în care Dumnezeu guvernează, chiar viața noastră. Aceasta se întâmplă chiar atunci când cerem descurajați semne frecvente ale iubirii Domnului, altele decât cele pe care le oferă de fiecare dată. În fiecare zi. Am mai vorbit despre importanța pe care trebuie să o dăm atunci când îi cerem lui Dumnezeu semne
Pentru că dacă îl ispitim pe Dumnezeu cu semnele, s-ar putea să primim din partea Satanei anumite semne care să încurajeze necredința noastră, care să încurajeze atitudinea noastră de nepocăință și să credem că, datorită dovezilor că primim semne, Dumnezeu este Cel care ne răspunde și ne merge bine. Satana poate să facă semne până acolo încât poate să cadă foc din cer. Suntem predispuși să cerem semne cu alternativa păstrată în secret, în inimă, că dacă nu vin când le așteptăm, atunci nu mai credem în Dumnezeu. Poți să limitezi pe Dumnezeu la un semn? Intră Dumnezeu în obligația și în structura pe care tu o oferi? Niciodată Dumnezeu nu se lasă batjocorit, considerând că dacă nu ne împlinește un semn, acela va fi dovada clară că El nu există sau că nu ne iubește. În primul rând, lui Dumnezeu îi place o relație de prietenie cu noi. O relație de prietenie se dezvoltă frumos doar într-o atmosferă de încredere. Însă suspiciunea este întotdeauna mortală. Noi avem fiecare prietenii noștri și uneori așteptăm de la prietenii noștri anumite lucruri. Mai suntem prieteni cu ei dacă nu ni le împlinesc? Ce fel de prietenie ar fi aceea care ne-ar satisface orice cerere pretențioasă? Cu siguranță că nu una normală. Cu Dumnezeu, același lucru trebuie să dezvoltăm o relație de prietenie, nu bazată pe semne, ci bazată pe dovada iubirii sale, că a murit pentru noi, înainte ca noi să-L cunoaștem. Nu numai că nu-L cunoșteam, dar eram dușmanii Lui. Iar Dumnezeu a murit pentru noi când îl dușmăneam, când ne răzvrăteam, când habar n-aveam de El să ascultăm. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Au întrebat izraeliții și s-au privit unul pe altul necredincios. Prin aceasta ei au pus îndoială din nou harului lui Dumnezeu, bunătății Lui și chiar prezenței Lui. Să rezumăm modul în care Israel l-a testat pe Iahve, uitându-ne la cele trei declarații pe care le-a făcut. Mai întâi, izraeliții au spus, dă-ne apă să bem. Ei verifică proviziile lui Dumnezeu. Dar nu aveau mana zilnică. Nu mâncaseră dimineață și probabil că pregătiseră și la prânz. A doua declarație a lui Israel, de ce ne-ai scos din Egipt? Știm, ca să ne omor de sete pe noi, pe copiii noștri și pe vitele noastre. Dacă verifică protecția și scopul lui Dumnezeu, evreii au uitat de salvarea prin Marea Roșie. N-ar fi putut Dumnezeu să reverse apele mării peste ei, așa cum a făcut peste egipteni? De ce mai era nevoie să iasă liberi și vii din Marea Roșie, dacă ar fi vrut ca Dumnezeu să-i omoare? Al treilea lucru este modul surprinzător. Este Domnul sau nu este printre noi? Când verifică prezența Lui, puteau doar să-și ridice ochii spre stâlpul de nor. Chiar atunci îi proteja de arșița soarelui. Observați credința greșită sau necredința. Este exprimată chiar în fața dovezilor copleșitoare ale prezenței lui Iahve. Nu-i judec prea mult pe oamenii acești evrei, pentru că același lucru ni se întâmplă și nou. După o zi frumoasă trăită cu El, după cântări și după mulțumiri și după laudele care le primește Domnul din partea noastră într-o zi, dacă a doua zi ne sculăm puțin obosiți, dacă a doua zi nu mai ne răsare bunătatea Lui, așa cum suntem noi obișnuiți să o vedem,
Același lucru se întâmplă și cu noi. Traversăm aceleași elemente, aceleași etape. Uităm că El ne-a dat pâine de fiecare zi, atunci când nu mai găsim pâine să cumpărăm. Uităm că El ne-a dat zi. Atunci când suntem vulnerabili și ne găsim în fața unei situații precare, uităm că Dumnezeu ne-a salvat de când ne-am născut. Și probabil că ne-a salvat chiar și înainte de naștere. Pentru că atât de mulți copii se nasc morți. Faptul că noi suntem în viață este o dovadă permanentă că Dumnezeu ne-a salvat. Iar faptul că ne bucurăm încă de aer, de viață, este o dovadă clară că Dumnezeu este cu noi. Este în mijlocul vieții noastre. Providența Lui ne face să trăim, să respirăm, să vedem, să gândim. De multe ori, necredința este chiar în fața dovezilor proaspete ale lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dimineață poate ne trezim și cântăm, ne bucurăm și le pornim plin de încredere. Pe parcursul zilei obișnuiți și sau neatenți, ajungem puțin dezamăgiți, puțin înșelați, puțin dezorientați și suntem atât de triști seara. Este oare Domnul cu noi sau nu este? L-am rugat dimineață și uite ce mi s-a întâmplat. Este Domnul cu mine sau nu este? De câte ori va trebui Dumnezeu să dovedească oamenilor prezența sa? El îi călăuzește zi și noapte, îi hrănește cu mană 6 zile din 7, dar și a 7-a zi mănâncă tot mană. Totuși ei se întreabă dacă Dumnezeu era acolo pentru ei. Este posibil ca necredința lor să fie datorită unui fel de amnezie spirituală? Posibil că dificultățile de memorie să-i fi făcut să uite de asigurarea, de protecția și de prezența lui Dumnezeu. Dar cât timp îți trebuie ca să memorezi dovezile clare, vizibile, palpabile? Le ai în mâna ta aceste dovezi, le ai în gura ta, le simți, le ai înghițit, sunt în tine. Psalmul 106, cu versetul 13. Au uitat curând lucrările lui, n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Ca urmare, s-au răzvrătit. Aceste cuvinte sugerează un remediu evident pentru propria noastră nemulțumire. Și anume, să ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dar cum putem să o facem? Poate că ar trebui, în fiecare seară, înainte de a ne culca, poate chiar mai devreme de a se termina emisiunea de la televizor, filmul sau știu și eu ceea ce urmărim, să ne luăm puțin timp și să ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi astăzi. Iar mâine dimineață, înainte de a ne arunca în alergarea zilei, poate că o rememorare a ceea ce ne-a făcut Dumnezeu ieri ne-ar fi de folos. Pentru că aceasta ne-ar însufleți asigurarea că Dumnezeu, dacă a fost ieri cu noi, de ce nu va fi și astăzi? Ar trebui să vorbim cu cei din jurul nostru despre modalitățile prin care Dumnezeu ne-a satisfăcut nevoile de hrană și de adăpost, de muncă, chiar de joacă, de dragoste, de prietenie. Să vorbim de celor din jurul nostru despre modul în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Ar trebui să povestim vremurile în care ne-a protejat, ferindu-ne de pericolul fizic, păzindu-ne de consecințe rele, uneori chiar de propria noastră nebunie. De curând, într-o situație de conjunctură, negociam cu cineva un
un preț pentru o lucrare pe care trebuia să o facă. Și privind ceea ce avea de făcut, am oferit un preț. Oamenii aceia însă au spus, s-ar putea să vă înșelați. Mai bine lăsați-ne pe noi să facem. Era vorba de un transport de câteva mașini. Și am spus, mai bine plătiți la mașină, pentru că s-ar putea să vă păcăliți dacă noi transportăm grămada aceea pe care o avem de făcut. Mi s-a părut ciudat și mi s-a părut că este puțin bănuitor. Însă, la sfârșit, am văzut cât de direct a intervenit Dumnezeu prin oamenii aceia pe care nu-i mai văzusem niciodată. Dacă aș fi ținut la decizia mea, i-am înșelat, eram păcălit. Am acceptat însă varianta lor, fără să îi cunosc, și am câștigat. Pentru că varianta lor, în mod ciudat, era benefică pentru mine. Aceasta mi-a dovedit că Dumnezeu este cu mine. Și de câte ori s-a întâmplat lucrul acesta? Da, ar trebui să ne ducem uneori cu gândul să revedem locurile în care Dumnezeu era atât de aproape de noi. Pentru că regândindu-ne la locurile acelea, retrăind amintirile acelea, Dumnezeu va fi din nou protectorul nostru, ajutorul nostru mereu prezent în necazuri. Și nu trebuie să ne amintim de Dumnezeu cum ne-a ajutat în ocaziile trecute, doar atunci când privim situațiile dificile. Și să ni le amintim atunci când nu se întâmplă nimic rău, când nu avem nicio încercare, pentru că aceasta ne pregătește, ne antrenează. Nu-i așa? Un sportiv nu se antrenează când are competiția. El se antrenează în fiecare zi, ca și când e conștient că va veni competiția. Și antrenamentul acela, de regulă, este mai lung și mai puternic decât competiția însăși. Dacă ne amintim lucrul acesta, vom putea avea încredere în Dumnezeu fără să murmurăm, fără să ne plângem. Ciudata întrebare, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Bineînțeles că El era printre ei. Și mă întreb dacă nu ar fi trebuit ca să primească răspunsul acesta de către cei din jurul lor. În fiecare zi ei vedeau norul de glorie, șechina, stâlpul de foc sau stâlpul de fum. Dovadă că Iehova era în mijlocul lor, zilnic, toți îl vedeau. Întrebarea lor este irațională, este neîntemeiată și este necredincioasă. Pe harta vieții noastre, câte locuri ar trebui să fie numite însă ispită și ceartă? Din cauza modului în care ne-am plâns de circumstanțele noastre, de câte ori nu am avut încredere în Dumnezeu. În mod real, nemulțumirea noastră arată că suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Chiar așa? Nu este greșit să ducem necazurile noastre la Dumnezeu, vorbind cu El în rugăciune. El chiar ne așteaptă și ne invită să facem lucrul acesta. Deși Biblia ne încurajează să fim sinceri cu privire la îndoielile și la dificultățile noastre, totuși, Dumnezeu nu acceptă revolta deschisă împotriva voinței sale sfinte și nu este de acord cu refuzul de a ne încrede în cuvântul său desăvârșit, în făgăduințele sale. Este păcat să-L încerci? Este păcat să-L verifici pe Dumnezeu? Biblia prezintă exemple de un fel acceptabil al acestui lucru și de un fel inacceptabil de testare a lui Dumnezeu. Este acceptabil să-L testăm pe Dumnezeu în ceea ce privește zecimea și darurile, de exemplu. Dar este inacceptabil atunci când testul este înrădăcinat în îndoială. În ultima carte a Vechiului Testament, în Maleahi 3 cu versetul 10, este singurul loc în care Dumnezeu se oferă să fie testat.
Aduceți însă la casa vișterie toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. Și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Rețineți! Aceasta este singura situație din Biblie în care Dumnezeu spune poporului său să-l testeze. Aici cuvântul ebraic folosit pentru încercare, puneți-mă la încercare, are sensul de examinare, de cercetare sau de dovedire. Așa cum aurul este probat cu foc pentru a-și dovedi calitatea, Dumnezeu îl invită pe Israel să-l testeze în zecim și daruri și să vadă dacă el își dovedește credincioșia ca răspuns. Oricine a făcut lucrul acesta a văzut binecuvântarea reală. Există un cuvânt ebraic pentru test folosit și în altă parte în Biblie, care înseamnă a pune la încercare, a încerca sau și a ispiti. Este folosită expresia aceasta în Deuteronom 6:16, unde Dumnezeu îi poruncește lui Israel să nu-l încerce. Nu pune la încercare pe Domnul Dumnezeul tău, așa cum ai făcut la masa. Acest al doilea tip de testare, inacceptabil de către Dumnezeu, este atunci când îndoiala ne determină să cerem ceva de la Dumnezeu, să ni se dovedească. Îi ceri, dar te îndoiești. Domnul Iisus a citat din Deuteronom 6:16, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, așa cum l-a ispitit la masa, ca răspuns la una dintre cele trei ispite ale lui Satana. Matei capitolul 4, versetul 5. Când diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Domnul Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, referindu-se la Deuteronom. Diavolul îi spunea lui Iisus să demonstreze că este adevărat Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, forțând mâna lui Dumnezeu, făcându-l pe Dumnezeu să-i dovedească acest lucru. Dacă Domnul Iisus ar fi fost în pericol, dacă Satana l-ar fi îmbrâncit pe Domnul Iisus de pe acoperișul templului, Dumnezeu cu siguranță ar fi trebuit să-l salveze. Dar Domnul a refuzat să-l pună la încercare pe Tatăl în acest fel. Aceasta ne spune că trebuie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu prin credință, fără a cere un semn, că vine de la El, ca să-L credem. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt acolo pentru noi atunci când avem nevoie de ele. Întotdeauna sunt acolo. Dar a manipula situațiile în încercarea de a-L constrânge pe Dumnezeu să-și împlinească promisiunile este păcat. Diferența dintre aceste două tipuri de testare a lui Dumnezeu are la bază credința. Israeliții din vremea lui Maleahi au fost invitați să-L testeze pe Dumnezeu pentru că aveau credință în El. Puneți-mă la încercare, spunea Domnul. Credința, prin definiție, își asumă riscurile. Când credința adevărată este prezentă, întotdeauna urmează ascultare. De fapt, aceasta este dovada dintre credința adevărată și credința falsă. Credința falsă nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Credința adevărată se supune ascultării, crezând că Dumnezeu va împlini tot ceea ce i-a promis. În exemplul zecimii și jertfele lui Israel, atunci când dăm din credința noastră a zecea parte, așa cum Dumnezeu ne-a spus, când jertfim lui Dumnezeu așa cum El ne cere, nu facem altceva decât să luăm din ceea ce El ne-a dat. Și, în consecință, El binecuvintează lucrul acesta
pentru că este credincios și ne completează ceea ce îi dăm lui. Majoritatea oamenilor au obiceiuri proaste, dar diferite. Unele obiceiuri sunt doar iritante, te deranjează, cum este vorbitul prea mult sau vorbitul prea repede, vorbitul fără rost. Evreii însă aveau un obicei foarte dăunător, pe care l-au dezvoltat. Tocmai fuseseră eliberați din sclavie și ar fi trebuit să fie recunoscători. În schimb, ei au început să se plângă lui Moise și lui Aron. Plângerea lor s-a transformat într-o ceartă. În realitate, plângerea lor a fost împotriva lui Dumnezeu. Au ales însă o luptă cu Moise pentru că pe el îl vedeau. El era conducătorul. Oamenii chiar au început să se întrebe dacă Dumnezeu este cu adevărat cu ei. Cu toate acestea, Dumnezeu le satisface întotdeauna nevoile. Uneori și noi ne plângem atunci când Dumnezeu nu vine pentru noi așa cum ne dorim. Îl acuzăm și îl învinuim că este absent, că este dezinteresat, că nu ne-a ajutat, ba chiar că ne-a uitat. Așa că ne gândim uneori că Dumnezeu ne-a uitat. Dar când inima noastră se preocupă mai degrabă de scopurile lui Dumnezeu decât ale noastre, vom avea răbdare și vom avea încredere în El, că ne va oferi tot ceea ce avem nevoie. Atunci nu vom dezvolta obiceiul prost de a ne plânge, de a murmura și de a nu ne încrede în Dumnezeu. Pentru a învinge obiceiul de a te plânge, numărăți binecuvântările în fiecare zi. Ce se întâmplă după ce oamenii se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu? Ce se poate întâmpla atunci când nu crezi că Dumnezeu te poate ajuta și astăzi? Versetul 8 ne spune că amaleciții au venit să-i bată pe israeliți la Refidim. Atunci când ei se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, atunci când pun întrebarea stupidă, este Domnul între noi sau nu? Dumnezeu îngăduie ca sălbaticii aceștia de amaleciți să vină și să-i lovească. Se întâmplă lucrul acesta și cu noi? Sigur că ne întrebăm care ar fi atitudinea potrivită a lui Dumnezeu acum. Dacă ei întreabă dacă este Dumnezeu în mijlocul lor, n-ar fi bine să le dovedească ceea ce ei cred că se poate întâmpla? Îi va ajuta Dumnezeu împotriva amaleciților? Sau îi va lăsa Domnul pe izraeliți să sufere? Dar despre aceasta vom vorbi în ocazia viitoare.